E Bambalina, ne ajută! Bă, lasă-mă în pace! Noul nostru elev. Bon! Bă! Uite-l pe ăsta! Salut și bine-vă-am la un nou joc pe canal, se numește Garden of Bon Bon 2 și este vorba despre capitolul 2 ce tocmai a fost lansat, este oficial, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vreți să mai vedeți și alte episoade, dacă vreți să facem și Garden of Bon Bon 3, ia uitați-l aici jos, așa că rapid de tot hai să strângem cele mai multe like-uri de la un episod posibil. Nu știu, hai să vedem dacă putem să strângem poate 20.000 de like-uri, 25.000 poate. Fiți atenți, în momentul în care eu apăs pe New Game, vreau ca voi să apăsați pe butonașul de like dacă n-ați făcut-o încă, da? Hai să vedem. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și like. Gat. A început Garden of Bon Bon 2. Hamă să vedem care-i treaba. Deci aici spune că un părinte care își caută copilul. Are legătură cu povestea, oare? Da, până la urmă e o grădiniță. Și dacă țineți minte, în Garden of Bon Bon 1, noi am picat aici, împreună cu Jumbo Josh. Jumbo Josh s-a prins de lift și ne-a tras de acolo de sus. Și acum, noi putem să interacționăm cu obiectele. Ia să vedem, am luat cardul de jos. Știm deja să jucăm. Dar, missing an important tool. Uite mă ce mai avem aici. Doar că e stricată. Vedeți, e boțită. De la căzătură. Nu e problemă. Eu nu știu de ce am impresia că Jumbo Josh n-a murit, dar hai să vedem. Parcă vezi că vine după mine acum, dar nu cred că poate să încapă. Nu cred că încape pe ușile astea. Ok. Da. Îmi place destul de tare cum au extins universul, pentru că în Garden of Bon Bon 1 erai doar într-o simplă credință, pe când aici pare că ești într-un loc imens. Deci avem așa, Outer Sector, avem acolo Medical Sector, acolo nu știu ce scrie mai exact, cred că Testing Sector? Și nu putem să apăsăm, stai așa că avem aici cardul. Chestiile pe care le-am făcut s-au întors să ne muște. Toată lumea a dispărut de aici. Deci tot ce pic aici va muri. Deci să avem grijă să nu picăm aici. Ok. E destul de ciudată zona asta. Arată ca un bloc normal. Doar că e în interior cumva, adică... Credința Bon Bon e cumva în interior. Ok. Ia să vedem. Testing Sector. Zona de testare. Dar nu se poate deschide. Fiți atenți că mai avem încă o zonă acolo. Aha. Și? Are vreo legătură că am făcut chestia asta? Poate. Da. S-au activat astea acum. Și fiți atenți. Acum vom putea să mergem pe aici. Iar aici nu știu ce e. Com Sector. The spider is near. Sau is real. Păianjenul e adevărat. Ce? Păianjenul. Care-i păianjenul? Care ești, mă, acolo? Ăla-i păianjenul. Ok, nu știu de ce, dar aș vrea să-l văd. Bă, ați văzut? Ok, deci avem un nou caracter, păianjenul, care deja își face apariția în joc. Și vine, ci că păianjenul e real și vine. L-am văzut deja, e albastru. Poate nu vii. Aici este Bon Bon Kindergarten. Aici cred că lucrau angajații de la... Ia, drona. Nu putem să accesăm nimic aici. E o cameră. Hai să vedem. Ok. Poate aici lucrau profesorii. Maintenance. Ia. Hey, you there. Tu de acolo. I can see you on the camera. Te văd pe cameră. Ok, mă bucur să te văd. Am nevoie de ajutor cu ceva. Stai, mă auzi? Alo? Te aud. Ascultă-mă. Dacă auzi ce zic, fă semn la cameră. Na. Eu sunt aici, mă vezi? Mă vede, cred că. Ia zi. Oh, mă bucur.
Credeam că ăsta e finalul. Mă uitam în zona de security. Are nevoie de un keycard albastru, dar nu-l am. Știu de ce ai venit și știu, te pot ajuta. Dar trebuie să mă scoți de aici. Dacă mi-aduc aminte bine, ușa de la mentenanță funcționează cu un card albastru. Deci trebuie să te duci la mentenanță și să te uiți acolo. Ușa de acolo probabil e închisă și nu pot să o deschid eu de aici. Ok. Uite, am deschis-o pe asta. Vezi dacă găsești ceva folositor acolo. Ok. Hai să vedem. Bă, e mult mai complex decât jocul celălalt. Decât Ban-Ban 1. Ah, am schimbat antena. Alarm. Emergency alarm. Un prieten vechi te așteaptă în cameră. Ah, drona! Ia uitați-o. Frumos. Și acum putem să folosim drona pentru a activa butoanele astea. Pentru că știți că așa făceai și în, și în primul Ban-Ban. L-am activat. Și deschide asta, poate? Teleport the toy to the nearest room. Deci așa o teleportez la tine. Bă, s-au activat astea. Ah. Fiți atenți. Cred că are legătură. Aha. Cred că are legătură cu astea și trebuie să le dai într-o anumită ordine, că sunt multe. Ia stai o secundă. Să văd eu aici. Nu, nu e bine. Dronele. Mi-am pierdut-o pe a mea acum câteva săptămâni. Ok. Ia să vedem. Mai este o ușă aici pe care nu putem accesa. Nu este asta de aici. La fel nu putem accesa. Ok. Deci pe noi ne interesează să ajungem în maintenance room. Ok, deci sigur are legătură cu chestiile astea de aici. Stai așa. Asta e prima pe care trebuie să o activezi. După asta, nu e asta. Trebuie să le încerci pe toate. Nu e nici asta. Ia stai, încercăm asta. Asta o încercăm pe asta de aici. Deci știm caracterele astea, dar îl avem pe Sheriff Toadster, care Toadster mă duce cu gândul că ar fi o broască. Și de asemenea, Slow Celine, care e un Melk. Și acest păianjen pe care nu-l știm, n-are nume, aparent. Deschis ușa asta, în schimb, și avem cheia verde? Cred că e de la maintenance. Ia. Acum poți să te duci la camera de maintenance, ai grijă să cauți o, un keycard albastru. Nab Nab. Îl cheamă Nab Nab și pe ăla îl cheamă Ban Ban. Ăsta este inamicul lui Ban Ban sau ce? Ok. Hai să trecem mai departe. Să vedem ce ne mai așteaptă în jocul acesta. Bă, până acum îmi place. Sincer, chiar îmi place. Să lucrați în grupuri de 2, să aveți lanterne și dacă vă întâlniți cu păianjenul, să faceți o grămadă de zgomot până vine ajutorul. O grămadă de zgomot până vine ajutorul. Ok, deci păianjenul e pe undeva pe aici, probabil. Corect? Știi de ce săgețile astea așa? Ca una duce invers, una duce corect. Probabil în momentul în care să te întorci, o să ai nevoie de săgeți. Să-ți dai seama pe unde să te întorci, nu? Cred că de asta sunt puse așa. Ok. Deci pe bambalina aici. Și avem... Ah, ok. Trebuie să teleportăm drona aici. Avem așa, avem una de asta. Zice că sticla galbenă se poate sparge. Ok, stai să teleportăm aici înapoi. Deci o dăm așa. Poftim. Și sticla galbenă ar trebui spartă de jos, cred că. Pentru că nu poți să dai click pe ea. Țin minte din primul joc asta. Atunci, cred că poți să dai așa. Și să vă aduce și sparge sticla aia. Exact. Și acum, noi o să putem să nimerim butonul. Corect? Bravo. Și acum ce s-a deschis? Ceva jos, cred că. Ouleu. Ok, nu vreau să-l văd pe ăsta, sincer. Nu mai vreau să-l văd. Un keycard. Și ceva. Ce? Bă! Uite-l pe ăsta! Mama-i pe pereți, păiangă, nu de pe pereți. Ok, are legătură cu săgețile alea. Stați așa o secundă să ne uităm la săgeți.
sigur are legătură cu săgețile. Hai să încercăm din nou. Și, bineînțeles, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Deci, mov, te întorci înapoi, albastru te duci înainte. Ok. Acum are logică mai multă. Și trebuie să fugi de el. Odată ce ai luat keycard-ul, deci unde e mov sau roz, trebuie să te întorci. Stai pe pereți, pe sus. Oh my god! Glumești cu mine, nu? Îmi sare în cap! Ok, mi-e frică că îmi sare în cap. E chiar deasupra mea. Auleu, auleu, auleu. Auleu, auleu. Oh! Ok, nu mai vine după noi. Mamă, dar e șmecher rău de tot făcut. Deci chiar îmi place. Chiar îmi place. Bun, am făcut rost de cardul respectiv. Și am cred că putem să deschidem aici. Era una albastră. Ăsta, corect? Da. Ce găsim aici? Să vedem. Dacă citești asta rapid de tot, s-ar putea să scapi. Ha, mă, frate! Mi-a dat cineva un pumn. Și că dacă citești asta suficient de rapid, s-ar putea să scapi. Bravo! Ce pot să zic? Bă, bun! El vorbea la cameră! Acum ți-am făcut rost de toate cardurile tale. Am specimenul perfect și nu trebuie să mă duc la Păianjen. Și asta datorită ție. Hai că nu te-am lovit atât de tare. Ba da! O, poate că te-am lovit, dar hei! Mai bine dormi până să pregătesc eu operația. Vrea să mă transforme în unul dintre ei? Transformau oamenii în jucării sau ce făceau aici în grădinița Ban-Ban? Ok, asta e ciudat rău de tot. Deci asta e foarte, foarte ciudat. Avem drona, dar suntem în spital. Și aparent avem un spital aici. Wow. Wow. Ok. E o urmă pe jos. Deci keycard-urile au fost luate. Și avem un X acolo. Aici nu putem să facem nimic, dar putem să apăsăm pe butonul ăsta, cred. A, da. Doar că trebuie să-l apropii. S-a apropiat drona asta, corect. Deci, e sistemul în felul următor. Tu trebuie să dai drona într-o parte și mai ea trebuie să aibă suficient loc încât să se ducă direct, pentru că, na. Corect. Și acum? Ah, ok. Deci faza e în felul următor. Trimiți drona aici. După ce ajunge acolo, o trimiți la celălalt X. Și după asta o trimiți aici, pentru că poate să-ți spargă geamul ăsta ca să treci. Asta e toată șmecherie. Fiți atenți. Aha. Șmecherie. Și acum o dai aici. Easy. Adică eu m-am uitat la trailer și n-am văzut majoritatea chestiilor din trailer. Nu le-am văzut aici încă. Deci cred că e mult, mult mai lung. Dar asta nu e decât bine, adică cu cât mai lung, cu atât mai bine, pentru că avem mai multe chestii de jucat. Dar oricum, îl terminăm în episodul de astăzi, adică clar o să fie un singur episod, după care probabil să facem un episod de secrete și mistere, asta dacă o să vreți. Adică dacă văd mult suport la episodul de astăzi, o să facem și un episod de secrete și mistere. Dar asta o să depindă în funcție de voi. Ok, ce avem aici? Și n-arată ca o zonă în care aș vrea să merg în mod normal. În niciun caz. Deci chiar nu arată. What? Ce e asta? Nu trece, o să te păcălească. Uuuu! Ce e asta, mă, tăticule? Ok, ceva mare. Nu vreau să știu ce e. Ăștia sunt ăștia. Am uitat cum îi cheamă. Bine, eu știam că e o singură culoare, dar aparent sunt mai multe culori. Uite, făceau experimente în spitalul acesta, vedeți? Eu nu știu care e faza cu ei, dar hai să trecem mai departe și să vedem. Deci aici este încă unul și nu poți să treci că e ăla acolo. Și acolo e o ușă. Ok. Fiți atenți. Distract before extraction. E la mare. Și trebuie să-l pui aici. Ok.
Hai să ne că am văzut câțiva deja. Deci ăsta vine aici. Trebuie să iei la fiecare în parte. Ăsta de la ăsta roșu vine așa. Perfect. După ăștia am văzut deja și știu unde sunt. Și am deschis și noi ușile astea și erau aici. Încă unul aici. Puzzle-urile în jocul ăsta nu pot să zic că sunt dificile. Dar până la urmă știți bine că mie nu-mi plac foarte mult puzzle-urile în general în jocuri. Așa că, sincer să fiu, prefer un joc în care să fie puzzle-uri care să fie mai ușoare, să fie mai drăguțe decât un joc în care să fie puzzle-uri de-astea în care, bă, stai efectiv o oră la un puzzle că nu știi să-l treci. Aia nu-mi place. Dar, asta e relativ simpluț. Ok, de la ăsta am luat, de la ăsta n-am luat. Și mai avem de la ăsta mare. Dar zice să-l distragem înainte să-l luăm de ăsta lichid. Și să înseamnă că trebuie să folosim drona cumva. Ia să văd unde e drona mea. E acolo. Ok. Ah, ok. Are logică pentru că are dita mai ochiul aici. Dă-i direct în ochi. Ia fiți atenți la faza asta. Hai, du-te, du-te, du-te. Boom. Ok. Și acum? Easy. Lejer am luat. Și am ar trebui să fie tot, nu? Nu știu că am luat, dar cred că am luat și de la portocaliu. Trebuie să vedem dacă e tot. Ha? Da. Și am luat o artifoce de-asta. Și acum cu această artifoce vom putea să folosim aici tunul. Ia să vedem. Funcționează? Și asta ar trebui să-l dezactiveze de tot, da. Deci e perfectă treaba. Doar că acum putem să trecem acolo. Dar ce e în camera asta? Văd ceva aici deja. Ok. Și acum putem să trecem mai departe? Aparent. Da, deci ce făceau aici mai exact? Scrieți în comentarii. Făceau experimente sau ce făceau mai exact? Pentru că e o mare ciudățenie. O mega ciudățenie ce se întâmplă aici. Dar era o ușă care nu avea cheie, nu? Asta de aici. Și acum avem cheia de aici, perfect. Și mergem mai departe. Vedeți că pe partea de grafică și asta e simpluț. Dar e povestea asta și lore-ul pe care ți-l oferă jocul, care mi se pare cel mai interesant. Mamă, ce e asta? Bă, ăsta-i Thomas. Ok, vine spre mine. Aoleu. Thomas, tu ești. Ok, nu știu cine e, dar nu mai zic nimic. Deci am ieșit de la Medical Sector. Și ar trebui să ne ducem unde? Aici noi am fost? Nu cred că am fost la Testing Sector. Mamă, ce ciudățenie aia, să-mi explice și mie cineva dacă știe. Ok, avem nevoie de dronă, că văd butoane. Și trebuie să apeși butoanele în ordinea în care îți apar ele. Deci o să trebuiască să dăm drona aici. Dăm drona pe butonul roșu, acolo. După asta o dăm pe butonul acesta. Asta o chemăm aici. Și cred că cea mai bună soluție o să fie să o chemi așa, știi? Să o teleportezi în centru. Și asta o aduce aici. O variantă mai ușoară decât atât nu există. Adică, efectiv, trebuie să o faci să meargă în zona asta. Pentru că dacă eu îi dau de acolo, se va izbi de un zid. Deci n-ai variante. Să zici că folosești drona într-un mod mai ușor. Nu există. N-ai ce să faci. Și s-ar fi ultimul buton? Cred că? Corect. Cam ar trebui să deschidă ușa de aici, cred. Oh? Ok, mă așteptam să deschidă ușa asta, dar... Ah, ok, trebuie să apăs pe buton. Ok, pentru că acest buton nu funcționa de aici, mamă, câta camera. Ah, deci în principiu nu poți să apeși decât pe asta care sunt luminate. Asta nu merge. De ce mă face să cred că o să vină ceva după mine aici? Sau, nu știu, să mă fugărească ceva? E camera prea lunguiață. Cum să supraviețuiești când vine melcul după tine? Dacă vezi ochii așa te oprești, dacă vezi ochii așa pleci. Aaa, vine melcul după noi aici. Nu e bine, nu e bine deloc. A, din nou. Avem butoane. Bă, măcar mecanica cu butoane nu e făcută în exces. Am mai văzut jocuri în care foloseau, uite, de exemplu am jucat jocul acela cu
lichidul, de trebuia să bagi lichid în multe chestii, care semna cu Poppy Playtime și... Bă, frate, îl folosea din 5 în 5 secunde. Măcar aici e variat, știi? Asta apreciez. Dar, oh, ce e aia? Nu, 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 ce e aia? Oh, e o pila bird. Repede, aici. Unde aici? E Bambalina, ne ajută. Bă, lasă-mă în pace! Ok, ok, ok. Bambalina, Bambalina, ajută-mă! Bambalina? Auleu! What? Noul nostru elev a întârziat la ore. What? Ok. Ești nou și nu ești popular, așa că stai cu elevii nepopulari. În mijloc. Stai jos ca să începem orele. Ok, Bambalina, cred că era profesoara aici la școală? La credință sau? O să învățați cum să-i distrugeți pe alții. Să mâncați creiere. What? Asta a fost o greșeală. Asta e o lecție mai avansată. O să învățați matematică la început. Ok. Sunt așa de bucuroasă. Hai să vedem o operațiune așa, așa 6, 8, 7, 4, 1, 2, 3, 6, 1, 2, plus. What? Răspunsurile greșite vor fi foarte aspru pedepsite. Și trebuie... Weird kid, really smart kid. Really smart kid. Ok, deci nu trebuie să dai tu răspunsul. Mă gândeam că trebuie să stau să calculez chestia aia, că mă pregăteam calculatorul. Adică... Wow, vă descurcați de minune. Deci trebuie să alegi pe care crezi tu din ăștia. Următoarea întrebare. 2 plus 2. Ok, și 2 plus 2 trebuie să dau la smart kid, nu la really smart kid, pentru că ăsta va da un răspuns foarte elaborat. 4. Corect. Wow. Credeam că veți greși cu toții. Ultima întrebare, înainte de pauză. Ce e dezamăgirea? Dramatic. Viața mea. Corect. Ok, asta este tot timpul pe care îl avem astăzi pentru această oră de matematică, așa că luați o pauză și începem următoarea oră când vă întoarceți. Ok, ăștia se levi ca idee. What? Ok. Suntem copii șmecheri și mâncăm gumă de mestecat. Dă-ne gumă pentru bani. Dă-ne gumă pentru bani? Ok, deci trebuie să colectăm toată guma asta de mestecat de aici, că ne dă bani. Ia să vedem. E toată? Luăm banii. Și cu banii îi folosim aici, lunch money. Luăm pe ăsta și îl punem aici. Corect? Ah. Și mi-a dat ochelarii. Oh, ochelari cum au ăștia. Acum suntem și noi cool kids. Atenție! Ok, acum se termină pauza voastră. Întoarceți-vă la clase. Aveți grijă, domn profesor și doamnă profesoare, pentru că există un elev foarte neastâmpărat care are o dronă. Dacă îi prindeți, sunați la directorul Ban-Ban. Bă, Ban-Ban este directorul grădiniței, eu nu știam chestia asta. N-ai văzut pe cel cu drona, nu-i așa? Oh, ce zic, tu ești un copil șmecher. Ok, deci noi o să stăm cu acești copii șmecheri. Ok, perfect. Suntem copii șmecheri. Ok. Următoarea lecție este știință. M-am făcut pentru matematică. Ok. Cât de cald e soarele? Ce am aici? Popular kid, sea life lover, loud kid. Hai să încercăm loud kid. A, țipă, pur și simplu. Greșit! Hai mă, lasă-mă! Wow! Hai să încercăm de data asta popular kid. A funcționat? Auzi cum râde! Ok, m-ai făcut să râd, așa că bănuiesc că e răspuns corect. Următoarea întrebare. Ia să vedem pe care folosim de data. Sea Life Lover, ăsta trebuie să fie. Stinger Flynn. Stinger Flynn e caracatița. Ok.
La următoarea întrebare o să-i dau Loud Kid. E corect? Corect! Ok. E gata, aparent s-a terminat și ora aceasta. Și mergem la pauză iarăși. Aulă. Bani? Ok, deci trebuie să colectăm toți banii ăștia. Și ce facem cu ei? Și pe ăștia? Și dăm aici. A, ăștia săia... Deci ăștia erau cool kids. Și ăștia cu popicele sunt bătăușii, cred, sau nu știu cine sunt. Ok. Atenție. S-a terminat a doua pauză. Vă rog să vă întoarceți la ore. Gata, gata. Ne întoarcem la ore. Și acum vom sta aici, puneți la masă, stai să vedem. Copilul rău și copilul care ia banii de la alții. What? Ok, nu vreau să stau aici, sincer să fiu, dar așa este ora, așa că... Hai să vedem întrebările. O persoană rea. Uite asta de aici, unkind, money maker, money taker. O să te poată rău de tot, corect. El este o persoană rea. Ok. O persoană bună? Păi, de la masa asta, mai bună decât ăștia doi ar fi ăștia doi. Deci o să zic ăsta. Nu, n-a fost corect! Vai de capul meu. Ok, aleg ăsta de data asta. Ok. Aparent a fost corect. N-are nicio logică școala asta. Vreau să plec. E o ușă acolo, da. O să fie tare. La ore. Stai, ce-a fost asta? S-a auzit ceva, într-adevăr. Cred că e un nou elev. Nu vă mișcați. Merg să caut elevul. Ok, poți să fii sigură că o să mă mișc. Și o să scap de aici. O ușa aia. De preferat. A? Ok, drona, ajută-mă. Ajută-mă repede. Ajută-mă că Bambalina a luat o razna. Crede că ăștia se levi. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar... Hai repede. Hai repede. Fugi. Fugi. Nu. Nu din nou. Am încercat să fiu o profesoară bună. Ai încercat, dar n-ai fost o profesoară bună deloc. Opila Bird? Multe Opila Bird. Puiuți de Opila Bird! Am văzut în trailer asta, lul! Ok, avem un card aici. Văd o Opila Bird acolo. Bă, s-a stins lumina. Ouleu! Nu, 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 stai acolo, stai acolo, stai, stai acolo! Băiatul! Băiatul! Vai, vai, vai! Aparent faza e în felul următor. Trebuie să te duci mai întâi să iei toate Opila Bird-urile astea mici, puiuții, și să-i duci aici. Și după asta să te rogi că Opila Bird-ul cel mare nu va veni după tine. Și să-l aduce la puiuții ei. În momentul de față, ea crede că vrei să iei puiuții, știi? Că ăsta e ultimul. Sper. Ok. N-am văzut să mai fie vreun alt loc acolo, deci... Ar trebui acum, în principiu, ca Opila Bird să ne lase în pace. Să nu se ia de noi. Dar... Habar n-am. Ia să vedem. Opila Bird? Du-te la puiuții tăi, du-te la puiuții tăi, du-te, du-te, du-te. Aha, ia uzi. Așa, 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 așa. Așa, 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 așa. Bravo, bravo, bravo. Aoleu, e Melco acolo. No, trebuie să ne oprim. Fiți atenți că trebuie să ne oprim când vedem că se uită la noi și... Da, păi am citit asta înainte. Trebuie să găsim ușa corectă. Nu se mai oprește asta? Când se uită așa? Bă! Hello? Ok. Deci se uită așa foarte puțin. Se uită cu ochii pe ambele uși. Ok, m-am oprit. M-am oprit, ok? Fai de capul meu. Una dintre ușile astea e corectă. Eu pot să mă uit de jur împrejur, dar n-am voie să merg atât timp cât el are ochii așa. Puh. Băi, e mult mai greu decât jocul celălalt. Asta trebuie să recunosc. Hai repede. Hai repede. Ok, unde sunt? Nici nu știu unde sunt.
What? Suntem pe plajă. Regulile. Trebuie să tragi cu tunul în butonul aprins. Doar un singur tun poate fi tras odată. Timerul o să se ducă, așa că ai 3 runde în total. Deci ești și cu timer. E nevoie de astea. Ia stai o secundă, că vreau să investighez zona mai întâi. Stinger Flynn Mission. 8 shells. Ce să le pui aici, cum faci copii la Bird, unde trebuia să găsești astea. Collector Prize, hai să găsim astea mai întâi. Nu știu ce sunt, dar... Adică știu ce sunt, dar nu știu pentru ce ai nevoie de ele. Scoici. Dar aparent îți dă un prize, așa că... Să încercăm să facem chestia asta. Am încercat să fac așa ca și cum ar fi o plajă, dar... Tot în incinta acestei grădinițe ciudate suntem. Deci nu s-a schimbat locația. Nu am ajuns la plajă. Nu, nu, nu. Să vedem că nu le-am numărat, să văd exact cât am strâns. A? Da. Și acum avem cardul și bănuiesc că cu acest card o să putem să facem acest minigame. Hai să încercăm și să vedem ce obținem. Deci dăm aici. Și acum începe treaba, da? Deci noi trebuie să ne uităm la butoane și care se aprinde. În ăla trebuie să tragi. Asta? Ok. Bun. Și mai am unul de ăsta de aici. Ok, doar astea două. Ăsta acum. Sunt 3 runde în total. Cred că o să le fac eu off-camera pentru că... Cred că o să dureze destul de mult. Și nu sunt chiar atât de interesante. Ăsta... Deci să faci chestia asta și probabil o să ți le dea pe alea alte și pe aia pe alea de jos. Corect? Da, vezi? Am trecut o rundă. Acum o să urmeze... Da. Gata, am terminat și cu astea. Și acum... Hai să ce aici. Și avem un bilețel. Bine, o să puteți să stați voi să le citiți dacă vreți. Nu o să stau acum să le citesc, dar... Am deschis ceva. Aici jos știu că nu era nicio ușă în afară de asta, deci... Mă gândesc că ar trebui să ne întoarcem de unde am venit. Oare? Cred că da. Dar aici e melcul ăla. Ok. Aparent nu mai este. Găsim până la urmă, este ușa asta de pe coridor. Vezi ce avem? Oh my god. Ai grijă la săritură. Ok, deci avem un fel de obi ca pe Roblox. Și să avem grijă foarte, foarte mare în felul în care sărim, pentru că aici față de Roblox nu-ți vezi caracterul în jos dacă te uiți. Și prea știi exact cât de mare să fie săritura pe care o faci. Uite, de exemplu, aici trebuie să faci sărituri mici, dar aici trebuie să faci sărituri mai mari. Și trebuie să-ți ajustezi în funcție de cât de mult trebuie să sari. Dar am puțin antrenament pentru că m-am jucat obby-urile pe Hello Neighbor. Știți că am avut o versiune cu moduri. Era o grămadă de obby-uri. Și controlul era foarte similar. Și acum am un pic de antrenament de acolo. Ok. Aici sunt sărituri mai mici. Trebuie să sari un pic mai puțin. Și aici deja trebuie să faci săriturile mari. Ok. Și aici sus... E o săritură foarte mare. Ia uite cât de mare e săritura asta. Sper să reușim să ajungem. Locul câștigătorilor. Aici am câștigat jocul, oare? S-a terminat jocul aici? E ceva acolo în capăt. Aproape ai ajuns. Da, de obicei când se întâmplă chestia asta în jocuri, n-ai câștigat nimic. Deci, avem un tort. Un tort cu ban-ban și bambalina. Deci v-am zis eu că sunt iubiți. Bă, ce cu toate camerele astea, cu toate creaturile aici? Ok, nu-mi place cum arată chestia asta deloc. Opila Bird. Dar doar la Opila Bird vezi. La ceilalți nu vezi nimic. Ia uite-l și pe Banban. Ce faci, Banban? Ia zi, care-i treaba? Într-o zi normală, tu ai fi stat aici unde sunt eu. În spatele acestei sticle de siguranță. Ok. Aproape că a venit timpul pentru strângere. Așa că trebuie să discutăm rapid. Îmi pare rău că te-am lovit și sper că înțelegi.
Nu, nu înțeleg. Dar nu te-am mințit. Știu de ce ai venit aici. Ai venit pentru copiii tăi. Și eu lucrez să-i salvez, dacă mă crezi. Dar cineva, altcineva îi are. Cineva mai puternic decât mine și decât tine și stă undeva în abis. Ok? Oh, nu, trebuie să pleci. Folosește liftul din opila Bird Walkway. Fugi și vorbim mai încolo. Ok, deci sunt foarte confuz. Ban Ban vrea să ne ajute sau nu? Oh, nu, s-au deschis toate ușile. Nu, 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 deschide-mi ușa, te rog. Deschide-mi ușa, te rog. Ceva rău se întâmplă. Ai fost un student rău. Nu! Bambalina vine pe noi, cred că. Nu sunt sigur, da. Ba da, vine! Oh my god! Oh my god, Bambalina! Ok, este și Jumbo Joshi aici. Mamă, tăticule, tăticule, lasă-mă să plec! Bambalina, te rog frumos, lasă-mă în pace. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Nu vreau să stau la școală la tine. Nu vreau. Doamne, ci că ai fost un student rău și gata, vine pe mine. Lasă-mă în pace. Doamne, nici nu știi pe unde trebuie să te duci. Te duci random și speri că ajungi. A? Uite-o ce vine, nu se oprește. Ok, aici avem o ușă și un X. Trebuie să facem ceva cu... Aha. O să-mi păsta. Și așteptăm aici să vină. Hai, sper că o să se întâmple ceva. Yes! Mama, luat-o! Și avem cheia. Ok, nu mai stăm nici măcar o secundă aici. Plecăm urgent. Urgent plecăm. Și avem liftul. Doamne, ce a vrut să mă fugărească, bă, frate. Dar ați văzut că s-au deschis toate ușile de la toți? Deci... În principiu, cred că toți aveau de gând să vină, doar că Bambalina a fost mai rapidă decât ceilalți. Dar imaginați-vă dacă ar fi venit toți acolo pe noi, nu mai puteam să facem nimic, să scăpăm. Puh! Ce se întâmplă? Nu contează ce faci, dar nu te duci acolo jos. În abis. Cred că asta facem acum, nu? Mergem în abis, acolo unde ne-a zis că n-ar trebui să mergem. Bănuiesc că da. A cool hat has been unlocked. A, da, și puteai să-ți customizezi drona. N-am făcut chestia asta în episodul de azi, am vrut doar să facem povestea. Thanks for playing! A, și avem Garten în Ban Ban 3. Abia aștept, frate, abia aștept să continue povestea. E foarte șmecher. Deci e foarte, foarte șmecher. Nu mă așteptam să fie atât de bun jocul. Adică, prima dată când l-am jucat... Mi-a plăcut, v-am spus din prima că avea potențial, la fel cum v-am zis și pentru Poppy Playtime, că avea potențial și că va deveni ceva mare. E bine, și ăsta a devenit ceva mare. La fel, am avut viziunea pentru jocul ăsta și am zis, bă, clar o să fie ceva mare. Dar am zis, bă, e relativ simpluț. Dar uite că în chapterul 2, în Garten Ban Ban 2, jocul a evoluat foarte mult. Și cred că se duce în direcția cea bună. Deci e cu mult mai bun decât primul. Vi-l recomand și vouă dacă vreți să vă jucați. Nu ne-am întâlnit încă cu acest caracter, dar măcar i-am văzut pe ceilalți. Și pe ăsta l-am văzut surprinzător. Și pe Angelul acela ciudat. Bun, aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!